Alin Gabriel Matei, gest neașteptat în memoria lui Petrică Mețu Stoian. Fiul de suflet al maestrului ne-a spus tot. Este un dar de suflet, Alin Gabriel Matei a cântat adesea cu celebrul interpret de muzică populară și a fost numit fiul de suflet al lui Petrică Mețu Stoian. Cântărețul i-a remarcat talentul și i-a călăuzit pașii în cariera pe scenă la mai bine de un an de la momentul tragic în care s-a stins Petrică Mențu Stoian, artistul a avut parte de o surpriză pe cinste din partea fanilor. Tânărul interpret a primit un cadou neașteptat, dar extrem de frumos care îi va aduce întotdeauna aminte de mentorul său. Artistul a vorbit cu jurnaliștii Wobbies și a povestit cum s-a întâmplat totul și mai ales cum a reacționat atunci când s-a trezit cu pachetul în care a venit surpriza. Fiul de suflet al maestrului Petrică Mețu Stoian a avut parte de o surpriză inedită. Alin Gabriel Matei a primit un dar special, venit chiar din afara țării. Fanii celor doi artiști i-au pregătit o surpriză și i-au trimis un portret, dar și două cănii personalizate cu Petrică Mețu Stoian. Cadoul a fost surpriză foarte plăcută. A venit din afara țării, de la un grup de susținători de pe Facebook, și l-am primit din Italia. M-am bucurat pentru că este ceva frumos și nu mă așteptam, și este un cadou de suflet, a dezvăluit Alin Gabriel Matei.